Salutare tuturor și bine ați revenit pe Fabrica de Permise. Cum ne menținem o distanță de siguranță între mașina noastră și mașinile parcate pe dreapta sau între mașina noastră și bordura din dreapta când urmează să ne oprim pe dreapta? Mulți dintre voi, atunci când aveți mașini parcate pe dreapta și intrați în depășire, nu reușiți să vă orientați și să mențineți o distanță suficientă între mașina voastră și mașinile depășite. Prin urmare, domnul examinator va interveni asupra direcției, va pune mâna pe volan ca să evite un pericol iminent și în acel moment veți pica examenul. În minutele ce urmează o să vă arăt ce repere trebuie să aveți, astfel încât să nu mai riscați depunctarea voastră. Fie că ne oprim lângă bordura din dreapta, fie că intrăm în depășirea mașinilor parcate pe dreapta. O să începem foarte simplu. După cum bine observați, eu sunt oprit foarte aproape de bordura din dreapta. Bordura din dreapta îmi împarte practic parbrizul în două jumătăți, jumătatea din stânga și jumătatea din dreapta. Este fix pe jumătatea mașinii sau la jumătatea dintre cele două ștergătoare. Ținem cont să avem o linie imaginară care împarte parbrizul în două și tot ce trece înspre partea din stânga, fie că este bordură sau mașini care sunt parcate, atunci reprezintă un pericol. Mașini parcate pe dreapta, dacă vă uitați, le țin în permanență în jumătatea din dreapta a parbrizului meu. Vă uitați și în oglinda din dreapta, sunt aproximativ jumătate de metru între mine și mașinile parcate. Același principiu, le mențin în permanență în jumătatea din dreapta a parbrizului meu. Nu mă duc foarte aproape, astfel încât mașinile să-mi treacă în jumătate din stânga a parbrizului. Sunt fix la jumătatea din dreapta. M-am oprit intenționat ca să observați mai bine ceea ce văd și eu. Mașinile sunt trecute puțin de jumătatea parbrizului înspre partea din dreapta. Acum, când urmează să ne oprim pe dreapta, lângă bordura din dreapta, foarte mulți dintre voi aveți o mare dificultate în a aprecia distanța între mașina voastră și bordura din dreapta. Același principiu. Mă opresc pe dreapta, semnalizare dreapta, mă duc în lungul bordurii. O am fix la jumătate între cele două ștergătoare și în acest moment mă opresc. Deci bordura este fix la jumătate dintre cele două ștergătoare sau fix la jumătatea consolei centrale a mașinii mele. Observați și în oglindă distanța între mașina mea și bordură. Greșeala pe care foarte mulți dintre voi o faceți atunci când urmează să vă opriți pe dreapta este următoarea. Sunt în mișcare și primesc comanda să mă opresc pe dreapta. Semnalizez și de aici, de la jumătatea benzii, iau dreapta mai mult decât trebuie și mă uit decât aici. Acum mă uit în oglinda din dreapta și observ că sunt îndepărtat de bordură. Ce se întâmplă? Bordura este așa, mașina voastră este în acest unghi. Mulți dintre voi aveți tendința în acest moment să mergeți mai în față ca să aduceți spatele aproape de bordură. Și în acel moment veți lovi bordura din dreapta. Ca să aduc spatele aproape de bordura din dreapta, odată ce m-am apropiat de bordura din dreapta, trebuie să iau ușor stânga și spatele se va alinia cu bordura. Da? Deci acum dacă mai merg puțin în față, voi lovi 100% bordura din dreapta. Nu rămâne altceva de făcut acum decât să iau stânga ușor, urmăresc oglinda, mașina mea s-a aliniat, este paralelă cu bordura și am îndreptat direcția. Încă o ultimă exemplificare, primesc comanda să mă opresc pe dreapta, semnalizez dreapta, mă duc ușor în lungul bordurii, când consider că m-am apropiat suficient de bordura din dreapta, după cum vedeți, este de la jumătatea consolei, ia ușor stânga și mașina mea a devenit paralelă cu bordura din dreapta și sunt aproape de bordura din dreapta, nu sunt la un metru de ea. Împărțim parbrizul în jumătate. Practic, dacă observați, colțul din stânga al mașinilor parcate este la jumătatea consolei mele centrale, la jumătatea între cele două ștergătoare, cu alte cuvinte. Merg în față, ușor, nu am niciun risc să lovesc mașinile din dreapta. Distanța între mine și mașina din dreapta este în permanență aproximativ jumătate de metru. Deci mă duc mai în stânga, deja le văd aproape de colțul din dreapta. Am mai bine de un metru între mine și ele. Mă apropii la distanța maximă cu care pot circula pe lângă ele, aproximativ jumătate de metru. După cum le observați, sunt fix la jumătatea parbrizului meu. Dacă mașinile din dreapta trec de jumătatea parbrizului meu, adică înspre partea din stânga, atunci pericolul este foarte mare să le lovesc. De aceea, întotdeauna trebuie să le țin în jumătatea din partea dreaptă. Sper, dragilor, că v-a fost de folos acest videoclip. Până data viitoare, drumuri bune! Dacă vă place ceea ce fac și vă este de folos, bineînțeles, nu uitați să vă abonați. Numai bine vă doresc!